Cosmin Varlamă, omul care mi-a împrumutat generos bicicleta. Zice că o semnalat de câteva ori problema asta. O groapă foarte adâncă pe splaiul de pe malul râului Bega. Și vechii fostei primării, administrații locale și celei noi. Și singura reacție a lor a fost ca să pună pangleca asta. Poliția locală a pus-o pe margine și iată vântul a bătut-o și a înnecat-o, pangleca, și groapa rămâne neacoperită, neîngrădită, foarte periculoasă pentru copii, pentru maturi, pentru oameni treji sau beți. Ce așteptăm? Prima victimă? Deci câțiva metri adâncime și cu apă și fără apă. De ce oare nu poate fi oprit pericolul?